Gianina vine din țara moților și crede că a moștenit talentul de la străbunicul ei, care cânta la vioară. Dragi prieteni, Gianina Gavrilă. Povestea mea începe abia după 14 ani, când am hotărât să merg la seminarul ortodox de la Mănăstirea Prislop. Nu m-am temut nicio clipă că se va călugări, dar dacă asta a fost alegerea ei, a trebuit să mă împac și eu, mai ușor sau mai greu, cum a fost, eu știu, dar asta a fost. Când aveam 8 ani, am primit de la părinții mei, ziua mea, un medalion care se deschidea frumos și era Mântuitorul și Maica Domnului, pe care l-am pierdut acolo. Și cred că m-am întors să fac seminarul ca să recuperez acel medalion, însă sub altă formă, spirituală. Eu am simțit la un moment dat că merg și le fur fata și mi-o duc acasă, că nu mai puteam, știți? Pentru că o mamă nu poți să nu te doară. Acolo e armată. Fiind regimul foarte strict, eu, o fire mai zglobie, nu chiar așezată și, să zic, cu minte, eram destul de certată, iar scăparea mea era muzica. Mă duceam în baie, cântam, mă duceam în pădure, cântam. Era pentru mine o eliberare. Până la urmă, rezultatul contează, acea perioadă a călit-o și pe ea și pe noi, ca părinți. Din ochisori lacrimi varsă, că eu am plecat de acasă. Poartă stă maica și mă așteaptă și sub nucul de la poartă stă maica și mă așteaptă. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum era la mănăstire? Pentru mine a fost, cred că, cel mai important moment din viața mea, care m-a construit ca om, ca și creștin, pot să spun ca și gospodină și chiar și ca viitoare mamă. Am înțeles. Auzim ce spune juriul despre prima probă a ta în această seară. Mircea Dinescu. Nu știu în ce măsură se leagă pornirea spre cele sfinte și religioase cu ideea de vedetă. Dar pe de altă parte, nu pot să spun că am fost guduit de... Când cânti o asemenea muzică, de asta dramatică, trebuie să înțepenească omul în scaun, adică să fie ceva dincolo de bine și de rău. Nu știu. Încă a nu dat tot ce a avut mai bun, cu da, siguranță. Și să știți că este o legătură între folclorul românesc și
religia ortodoxă, pentru că la școală ne spunea doamna preoteasă cu care făceam câteva materii că ea în facultate a primit un subiect la un examen și acel subiect era legătura dintre Sfânta Liturghie și Hora Românească. Era, dar mai există ironia populară legat de preot, legat... Deci lucrurile nu sunt atât de simple, știi? Trebuie puțină grijă, eu probabil. Eu știu de la bunicul meu un cântec: măleliță, văduvă, nu intra în biserică, că e popa cam curvar și se bagă în altar, îți spune patrafirul în cap și te sărută cu drag, măi. Hei! Bun, domnule, ce comentariu aveți acum? Domnule, ce? Ați leg povestea asta cum e ceea ce a spus Mircea cu preotul. Zice, popă când m-ai cununat, 100 de lei ți-am dat. Am eu ți-aș da șomnie să mă scap de cununie. Și el răspunde așa: patrahir o fost la mine, ochi o fost în cap la tine. Corect! Corect. Dar vreau să mă leg de ce a cântat ea. Se vede că a fost pe acolo, pentru că se vede, după cum cântă, că o dă după cântarea religioasă, adică se îndepărtează un pic de cântecul tradițional. Sigur că ortodoxia merge mână-mână cu tradiționalismul. Așa, dar nu ne putem lua după asta. Ori ești în muzica asta tradițională, ori ești la biserică. Vreau să vă spun, știți ce? Am urmărit și concurențe până acum. Sunt extraordinar de frumoși și așa îmi dau o speranță pentru viitor, indiferent ce se întâmplă la concursul ăsta. Sunt exact. Minunați, îs îngrijiți. Cântă, ce să cânte la 23 de ani? Cântă ce gândește că e bine. I-a fost bine. Okay, mulțumim! Da. Pe mine m-a emoționat Gianina cu acest cântec doinit de înstrăinare. După opinia mea, Gianina nu cântă, ea trăiește muzica. Bravo! Doamna Lavric, vă rog! Tânără frumoasă, un costum autentic, frumos, glas frumos, dar mi s-a părut puțin nazal. Da, cu încredere, probabil. Ne vedem mai târziu. Nu înțeleg de ce spuneau că am cântat ca la biserică. Pentru că eu nu am făcut practică liturgică absolut deloc în seminar. Nu mi se pare că aș fi cântat astfel.